ce aș spune eu, infracțiunea asta de abuz în serviciu este pe acte, adică pe acte doveditoare. Dacă a făcut evaluarea mai mare, dacă a făcut majorarea de capital, e pe acte. Orice aș spune eu și orice aș declara eu în acest dosar, n-are relevanță. Și de ce? Pentru că plângerea mea este prejudiciu 1 miliard de euro, 500 de euro terenul metru. Ei au făcut o evaluare și a spus 40. Nu înseamnă că eu n-am știut. Nu? Asta este plângerea mea. Clar. După care procurorii au anchetat. Ce spun eu nici n-are relevanță. Pentru că eu n-am cum să știu ce știe procurorul și judecătorul. De ce? Pentru că acolo vede evaluarea cât este, acte dacă sunt false, majorități false. E pe acte infracțiunea asta, nu pe ce spune Becali. Că orice a spune eu nici nu contează. Dar în 2006 știați mai multe decât știați atunci când ați fost chemat în instanță? Ei zic că v-ați fi schimbat declarația. Faceți voi, nu mi-am schimbat nicio declarație. Sau eu nu v-ați mai adus aminte? Dacă nu mai ții minte, nu înseamnă că... Dar și chiar dacă aș spune orice, mă, dar chiar aș spune orice pe lumea asta. Și chiar dacă mi-aș aduce aminte și orice, n-are relevanță, că, pentru că abuzul serviciului e pe acte. Bă, astea sunt actele, sunt curate, adevărate sau mincinoase. Clar, evaluare. Costă 500 de euro sau 40 de euro cât au făcut ei. Hai la revedere, faceți voi justiție la televizor. Nu mai mă așteptați, faceți voi justiție la televizor cum vreți voi, gata. De ce aveți la mână, domnul Becali? Păi nu mai port ceas eu, că nu mai îmi place ceas. Mie îmi plac lucrurile ieftine și cruce, da? Vezi? Crescine. Și mă tăine ca să fac... Ca să vă aducă, da. să Ca să am curaj, să nu am emoții. Că pentru ce mă emoții? Ce aș putea să spun eu? Și ce? Ce minciună pot să spun sau ce adevăr să ascund eu? Că tot adevărul este în acte, în infracțiunea asta. Orică spun eu, orică nu spun... Ce aș putea să spun? Că n-am ce? Ce pot să spun într-un abuz de serviciu? Că nu este pentru corupție. Sau ce știu eu? Acolo vorbesc actele dacă e abuz un serviciu. Nu eu. M-ați înțeles? Hai, să fiți sănătoși. Hai. Mulțumim. Uite, mă închid. Gata. Să nu mă așteptați, că nu vreau... Băi, să mă lăsa... Nu pot să stau cu voi, că se supără procurorii după aia, ci că face justiție la televizor. V-am pupat. Dar când ați spus adevărul, atunci prima oară când ați făcut denunțul sau la curtea de apel când spuneați că erau bârfe, zvonuri? Tu cunoști lege, da? Acuzația asta este de abuz în serviciu a lor, da? Păi într-un abuz în serviciu nici nu contează ce spun eu sau ce declar eu, contează actele. Și dacă sunt acte, se demonstrează până acte. Și adevăr, ce să pot să știu eu ca să schimbe un act și o ștampilă a statului român? Vă reproșează că prin declarația dumneavoastră ați fi vrut să-i creați o situație mai favorabilă, domnului Popoviciu, să-l apărați mai bine ca avocații? Nu am cum. Nu am cum și de ce? Pentru că acolo sunt acte. Sunt acte, evaluări, majorări de capital, acolo infracțiunea asta de abuz în serviciu se dovedește prin acte, nu prin declarații. Deci nu ați spus în instanță ceea ce știați, ați declarat la a interpretat că nu, că v-ar fi teamă de Puiu Popoviciu să faceți declarații împotriva lui. Dar ați făcut acel denunț pe niște bârfe? Adică ați dat procurorilor un om păi de să-l ancheteze doar pentru că ați auzit de unde am avut ceva real? Păi și atunci ce le-ați zis? Atunci, ce? Prima dată. Deci ați... Păi eu atunci, reclamația mea a fost pe prejudiciu. Că a adus un prejudiciu. E adevărat, s-a făcut un prejudiciu. La revedere, prejudiciu nu stabilesc eu. Evaluatorul stabilește prejudiciu și judecătorul. Bă, stați, mă, copii, mă, fac și eu ca băsesc. Mă, copii, acolo ieșirea mai bună. Mă, copii, mă. Vă este frică că se va anunța liberarea condiționată? Nu, n-am de la ce declarație. Dar veți reveni să dați declarații? Pe ce legătură are, mă, legătură? Așa zice legea, dacă e un nou dosar penal și se ajunge... Ce zice legea? Liberarea condiționată. Băi, vorbește aiurea. Pune vreo lege că liberarea condiționată... Da. Nu, dacă se ajunge în instanță și... Dacă te condamnă. Corect. Păi este vreo 3 ani când o să se judece dosarul ăsta, o să vedem.